Să vă prezint în minutele următoare cea mai recentă tabletă lansată de către cei de la Allview. Este vorba de tableta Viva H10. Denumirea vine Viva de la gama lor de tablete Viva și 10 de la dimensiunea ecranului, un ecran IPS de 10 inch. Pot spune că este una dintre cele mai bune tablete aflate sub brand românesc, dacă nu poate chiar cea mai bună tabletă de 10 inch. Și o să vedeți în cele ce urmează și de ce spun acest lucru. Tableta are un procesor quad-core de 1,2 GHz, este un procesor MediaTek 8389, un ecran IPS LCD de 10 inch, așa cum spuneam, memorie internă 16 GB, mai mult decât suficientă, conectivitate 3G, GPS și Bluetooth 4.0. Cutia este una destul de mare, generoasă. Cam așa arată cutia tabletei Allview Viva H10. Pe spatele cutiei găsim și restul specificațiilor tehnice. Tableta rulează un Android 4.2.2 Jelly Bean, are memorie RAM de 1 GB, cum spuneam 3G, Wi-Fi, Wi-Fi Display, GPS, Bluetooth 4.0, accelerometru, multitasking, 10,1 mm grosime, display-ul suportă o rezoluție de 1280x800 de pixeli, are o cameră de 5 megapixeli și o baterie cu o capacitate de 6500 mAh. Haideți să deschidem cutia tabletei, să vedem ce găsim în interior. Bineînțeles, un certificat de garanție. Așa cum ne-au obișnuit cei de la Allview, pentru fiecare telefon sau tabletă pe care o cumpărați, vă oferă un cod de activare a unui antivirus, și anume antivirusul Bitdefender Mobile Security for Android. Nu putea să lipsească din cutie tableta. O lăsăm un pic deoparte, revenim la ea. În cutie dați de un manual destul de gros, probabil este în mai multe limbi, și dacă sunteți începători în ale Androidului, e bine să-l răsfoiți. Întotdeauna o pereche de căști este binevenită și la o tabletă, mai ales că sunt căști de tip in-ear. Cam așa arată căștile. Le punem la loc în punguliță și trecem mai departe. Găsim un cablu USB, micro USB la celălalt capăt, și încărcătorul, care nu este pe USB sau pe mini USB, are o mufă dedicată și o livrează 2000 de mAh. Bun. Cam acestea se află în cutia tabletei Viva H10. Le punem frumos la loc și revenim la ceea ce ne interesează practic. Tableta în sine, o pornim să vedem de ce e în stare, cum arată. Punem cutia deoparte. Luăm tableta. Cam așa arată tableta Viva H10, o tabletă cu un ecran de 10,1 inch. Pe partea din față aveți câteva dintre specificațiile tehnice, nu le mai repet, le-am spus. Pe partea din spate, aici avem senzorul camerei de 5 megapixeli împreună cu blitzul LED. Spatele este din aluminiu și oferă un grip bun. Se simte, e plăcută la atingere. Văd că nu este un magnete amprente, așa cum se întâmplă în cazul altor tablete. Ceea ce îmi place este că tableta este dotată cu difuzoare stereo, deci ar trebui să ofere o experiență multimedia pe partea de sonor foarte bună. Haideți să vedem și cum sunt dispuse butoanele acestei tablete. Aici avem butonul să focalizez să vedem mai bine. Butonul de volum, minus, volum plus, butonul back, butonul on-off. Cum spuneam, senzorul de 5 megapixeli al camerei. Mufa de alimentare, mufa pentru căști,
Aici avem mufa pentru microSD, mufa HDMI și un microfon. Dacă vă întrebați unde anume putem introduce cardul de memorie și SIM-ul, e bine, desfacem acest căpăcel de plastic cu grijă. Întoarcem tableta și, așa cum vedem, aici avem un locaj pentru cardul de memorie și aici pentru cartela SIM. Punem la loc căpăcelul de plastic. Și, bineînțeles, urmează să pornim tableta pentru prima oară. Viva H10, tableta celor de la Olivio. După cum știți, tocmai au lansat unul dintre cele mai subțiri telefoane din lume, un telefon ce are o grosime de numai 5,5 mm, este vorba de Olivio X2 Soul. Pornim și tableta. Facem primul setup. Sărim repede peste el. Next, da. Finish, bun. Tableta a pornit pentru prima dată. Cam așa arată interfața. Cele două zone de notificări, tipic Jelly Bean. Aici aveți un panou cu setări rapide, iar aici veți primi notificări, mail-uri primite, mesaje de pe Facebook și așa mai departe. Haideți să intrăm și în luminozitate, să vedem cât de mare este luminozitatea ecranului acestei tablete. Așa cum așteptam, este un ecran IPS care oferă o luminozitate bună, unghiul de vizualizare largi și ok. Intrăm un pic și în meniul tabletei. Foarte puține aplicații instalate de către cei de la Olivio, întotdeauna este un lucru bun să nu încarce tableta cu aplicații nefolositoare și ne lasă pe noi utilizatorii să alegem ce instalăm pe această tabletă. Văd că tableta vine și cu aplicația de navigare Seejig, deoarece are GPS, deci nu va mai trebui să căutați sau să cumpărați alt navigator GPS, deoarece îl aveți deja instalat. Are și funcție de telefon, așa cum spuneam. Probabil o să-mi dea o eroare, o să-mi spună că nu are cardul SIM introdus. No SIM or SIM error. Ok. Zona multitasking. Intrăm un pic și în setări. Despre tableta. Tableta rulează 4.2.2 Android 4.2.2 Jelly Bean. Deci cam așa arată tableta Viva H10 de la Olivio și v-am spus primele detalii și impresii legate despre această tabletă. Mai multe veți putea citi în zilele următoare pe androidro.ro, un unboxing scris și de asemenea un review.